Firmele de recrutare de bune vin cu mai multe oferte pentru cei care își permit asemenea servicii. Deci astea sunt sunt două categorii, ori de pe 31 de dimineața până pe 1 seara, asta ar însemna două zile și noaptea, deci practic sunt acolo de pe 31 dimineața până pe 1 seara, și doar atunci în noaptea de Revelion. Dacă știi cum să vorbești cu ei și dacă știi cum să iei, te acomodezi imediat cu copilul și copilul cu tine. Pentru a se distra liniștiți, clienții primesc setul complet de analiză al bonei și cazierul. Deci noi ca instituție ne asumăm, cum să spun, și din punct de vedere moral, adică ferească Dumnezeu agresarea copilului, și de eventualitatea unui furt sau de eventualitatea, eu știu, unei deteriorări, unui prejudiciu adică creat. Returnați banii. Exact, returnăm. Criza se resimte și în acest domeniu. Dacă în anii trecuți erau câte 80 de cereri pe zi, în acest an abia sunt câteva solicitări, de menționat că nici tarifele nu s-au schimbat. Recrutarea se face pe o perioadă și selecția și interviul client bonă se face pe o perioadă de o săptămână în trepte și sunt o grămadă de documente pe care le pune la dispoziția clientului. În afară de seriile de analize medicale și cazierul fiscal și cazierul judiciar și tot felul de formulare completate din care este clar că buna are sau nu datorii la bancă.